Bună tuturor! Cred că și voi v-ați pregătit cu nerăbdare pentru prima zi de școală. Anca a avut și ea emoții înaintea începerii școlii. Ea are 7 ani și este elevă în clasa 1. Se pregătește pentru prima zi de școală, dar nu știe care sunt acele rechizite de care are nevoie în clasa 1. Copii, haideți să o ajutăm! Să ne uităm bine împrejur în camera ei și să alegem împreună rechizitele școlare necesare. Și să nu ne plictisim când îl vedeți pe microfonici, repetați și voi cuvintele sau propozițiile. Să vedem! Anca are nevoie de caiete? Da, cu siguranță are nevoie de caiete. Are nevoie de manuale? Desigur! Anca are nevoie și de manuale. Are nevoie de lampă? Nu! Anca nu are nevoie de lampă. Poate are nevoie de creioane colorate? Da! Anca are nevoie de creioane colorate. Ea colorează cu creioanele colorate. Ați mai observat și alte obiecte de care are nevoie fetița? Foarte bine! Ea are nevoie și de un penar. În penar, ea pune creioane colorate, stilou, radieră, ascuțitoare și un creion. Ea desenează și scrie cu creionul. Dar unde își pune rechizitele școlare? Știu! În cutie! Nu am dreptate! Atunci, Anca își pune rechizitele în ghiozdan? Da! Ea are nevoie și de un ghiozdan. Acum, fata este pregătită să meargă la școală. Drum bun, Anca, să ai grijă de tine!
să spuneți și voi de ce are nevoie Anca la fiecare oră. Vă vor ajuta imaginile. De exemplu, la ora de desen, Anca are nevoie de pensulă, dar nu are nevoie de manual.